Am găsit la știri situație îngrijorătoare în Republica Moldova. Maia Sandu a declarat că Rusia pune la cale o lovitură de stat pentru răsturnarea puterii de la Chișinău și înlocuirea cu o conducere apropiată lui Vladimir Putin. Planul pentru perioada următoare presupune acțiuni cu implicarea unor diversioniști cu pregătire militară, camuflați în civil, care să întreprindă acțiuni violente, atac asupra unor edificii ale statului și pluare de ostatici. Prin acțiuni violente, mascate sub proteste ale așa numitei opoziții, ar urma să se forțeze schimbarea puterii de la Chișinău. Documentele recepționate de la partenerii noștri ucraineni demonstrează o bună documentare a locațiilor și aspectelor logistice pentru organizarea acestor activități subversive. De asemenea, planul presupune folosirea persoanelor din afara țării pentru acțiunile cu caracter violent. De exemplu, materialele conțin instrucțiuni despre regulile de intrare în Republica Moldova pentru cetățeni ai Federației Ruse, Republicii Belarus, Serbiei și Muntenegru. În realizarea planului, autorii mizează pe mai multe forțe interne, dar în special pe grupări criminale, cum ar fi formațiunea Shor și toate derivatele ei, pe unii veterani, foști angajați ai forțelor de ordine și pe mai multe persoane cunoscute pentru legăturile lor cu Plahotniuc. Scopul acestor acțiuni este răsturnarea ordinii constituționale, schimbarea puterii legitime de la Chișinău pe una ilegitimă, care să pună țara noastră la dispoziția Rusiei pentru a opri procesul de integrare europeană, dar și pentru ca Moldova să poată fi folosită de Rusia în războiul ei împotriva Ucrainei. Și discutăm pe această temă cu Dan Grecu, analist militar. Bună ziua! Bună ziua, stimată doamnă! Urmează această declarație după un alt gest extrem de comentat, plecarea actualului guvern, plecarea premierului, demisia anunțată. Ce ar însemna ducerea la bun sfârșit a planului de care vorbea ceva mai devreme Maia Sandu? În primul și în primul rând, dați-mi voie să vă spun că, din punctul meu de vedere, intervenția doamnei președinte Maia Sandu mi se pare foarte argumentată și foarte responsabilă și, în egală măsură, foarte oportună. De ce spun asta? Nu este o noutate că Federația Rusă a încercat în fel și în chip să destabilizeze situația de Moldova. Ne amintim de acțiunea din martie-aprilie anul trecut, încercările uneori hilare de destabilizare a situației de securitate cu atacurile alea făcute așa, scenarii de film în Transnistria, dar și de acțiunile unor grupuri politice pro-ruse, și aici doamna președinte Maia Sandu chiar a identificat conducători, lideri respectiv pe Plahotniuc și pe Shor cu susținătorii lor. Ori prin această declarație, doamna Sandu iese în fața poporului și informează fără niciun fel de tăgadă la ce trebuie să se aștepte pe baza informațiilor care domnia sa le pune ca fiind furnizate de către partea ucraineană, probabil că nu numai partea ucraineană, că nu numai ucrainienii sunt interesați de ceea ce se întâmplă sau ce acțiuni duce Rusia, dar pentru că așa este bine între vecini să se facă. Și mai ales susține faptul și atrage atenția cetățenilor asupra rolului pe care războiul informațional îl are în această acțiune. În fine, și nu în ultimul rând, se pare că sunt identificate intenții vis-a-vis de acțiuni concrete duse cu mercenari, să le spunem așa, străini, pentru destabilizare din rațiune, din regiune, drept dovadă referirile la instrucțiunile vis-a-vis de cum pot să intre în Moldova cetățeni din alte state, Belarus, Muntenegru, Serbia și alte state. Este o situație grea pentru Republica Moldova, nu este pentru prima dată și ne dăm seama cât de grea ar fi fost dacă Republica Moldova n-ar fi fost sprijinită
de către țara noastră și dacă Republica Moldova nu ar fi primit statutul de invitat în vederea aderării la Uniunea Europeană, lucru care din nou se va realiza când se va realiza, tot cu un sprijin extrem din partea țării noastre. În perioada următoare însă sunt așteptate niște mișcări interesante și din partea Rusiei. Se împlinește și un an de la începerea războiului din Ucraina. În acest context, văzând și ce se întâmplă în zona Donețk, la ce să ne așteptăm pentru zilele următoare? Din păcate spun, pentru că eu, deși am fost militar, sunt un iubitor al păcii, tocmai pentru că știu ce înseamnă acțiunea militară. Acțiunile din zona de est al Ucrainei, Donețcu, dar nu numai Donețcu, și regiunea Zaporojie, probabil vor continua să se intensifice din partea Federației Ruse, care vrea să folosească atât avantajul vremii înghețate, care îi permite o acțiune cu blindate, tancuri blindate pe spații mai mari, inclusiv în afara căilor de comunicații, cât și faptul că Ucraina încă nu a primit acele ajutoare despre care tot se vorbește, respectiv tancuri, rachete cu bătaie mare și alte mare de acțiune și alte mijloace de acest gen. Acolo situația este grea, dramatic, aș putea spune, pentru forțele în apărare, pentru că ucrainienii sunt în continuare în apărare, iar din partea Federației Ruse sau a leadership-ului vedem, cum să spun eu, o concentrare pentru a realiza cel puțin cucerirea Donbasului, reprezentat de cele două oblasturi tradiționale, Lugansk și Donețk, dar probabil și pentru o bună parte, dacă nu în totalitate, a Zaporojei, ca un cadou oferit Marelui Țar cu ocazia împlinirii unui an de la recunoașterea celor două republici populare autoproclamate, respectiv de la declanșarea agresiunii împotriva Ucrainei.